Câteva mii de persoane au participat la ceremoniile și parada militară organizată de Ziua Națională a României în centrul municipiului Suceava. Manifestările dedicate Zilei Naționale a României au început după ce prefectul Mirela Domnicăi a prezentat onorul în fața drapelelor de luptă ale detașamentelor de jandarmi și cadre ale ISS Suceava. Al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. La ceremonialele religioase și militare organizate în centrul Sucevei au participat autorități județene și locale, parlamentari, consilieri județeni și șefi de instituții din județ. Manifestările au început cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul Pimen. Oficialitățile prezente au rostit alocuțiuni cu ocazia Zilei Naționale a României. Practic astăzi, 1 decembrie 2018, suntem pe un prag de îndepășim spre următorul centenar. Întreg anul 2018 a fost presărat de numeroase evenimente pe care autoritățile locale, instituțiile publice le-au organizat și le-au dăruit centenarului Marii Uniri. Astăzi culminăm la 1 decembrie cu această paradă militară care anul acesta are o semnificație aparte. 100 de ani de când am avut România reîntregită. Și pentru că sunt român, dați-mi voie să vă spun câteva versuri. Încă din copilărie mi-am dorit, când voi fi mare, să port cu mândrie tricolor la cincătoare. Să fiu mândru că-s român în țara mea cu mult soare. Aici m-am născut, român, pe Carpați, pe Dunăre, pe mare. Pe munți vreau să fiu stăpân. Pe câmpie, pe izvoare, să unesc tot ce-i român, să fac România mare. Din bătrâni am învățat să-mi iubesc neamul și glia, libertate ei mi-au dat să trăiesc în România. La mulți ani, România, la mulți ani, români! Astăzi, stimați suceveni, trăim un moment unic, centenar, 100 de ani de la Marea Unire. 1 decembrie 1918, 1 decembrie 2018. 100 de ani de când strămoșii ne-au dat o țară. România este o țară frumoasă, este țara noastră, țara pe care mulți o blamează și după care mulți tânjesc pentru că au plecat în străinătate și țara de dragul căreia au ales să se întoarcă. Toți cei prezenți la eveniment au depus coroane de flori la monumentul Bucovina în aripată. La finalul ceremoniilor a avut loc momentul mult așteptat, în special de cei mici, și anume parada militară. Alexandru cel Bun Botoșani
în frunte cu domnul sublocotenent Ioan Rotari. Vehiculul cu tracțiune integrală, Dacia Duster, destinat de menținerea ordinii publice în zone greu accesibile, supravegherea și îndrumarea circulației rutiere, dotată cu echilotest. Din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale, prevenirii și stingerii incendiilor sau pentru transporturi, grupe operative la intervenție. Intervențiilor de căutare, salvarea persoanelor dispărute în mediul urban ca urmare a colapsului prăbușirii unor clădiri.